Numele meu este Felicita Sfarcaș Lohan și sunt din comuna Faraoani, județul Bacău. Provin dintr-o familie numeroasă, de 10 copii. Mama a fost foarte pasionată de țesut și cusut. Ne-a învățat și pe noi, toate cele 6 fete, să țesem și să coasem. În timp, eu mi-am făcut din asta o meserie și am absolvit o școală de țesătorie. Am lucrat câțiva ani ca țesătoare, după care m-am întors în satul natal, unde actualmente locuiesc de 27 de ani și lucrez ca bibliotecară de 25. În 2007 am observat că lumea s-a lăsat de tradiții și a renunțat la meșteșugul țesutului și cusutului. Și atunci, împreună cu un grup frați, nepoți și câțiva prieteni, am format și o asociație cu care împreună dorim să reînviem tradițiile și meșteșugurile locale. Din 2009, împreună cu o fetișcană pe care am descoperit-o, o fată foarte talentată, țesem împreună catrințe și mai nou am încercat și acest vâlnic. În anul trecut am descoperit pe Facebook grupul Semne cu Sute, idee care mi-a plăcut, deoarece eu țeseam, dar nu știam exact ce simbolizează semnele pe care eu le țeseam. Și datorită Ioanei am intrat în concurs, mi-am cusut această ie, mi-am țesut întâi pânza, mi-am cusut și după am văzut la cineva un vâlnic și m-am îndrăgostit iremediabil și mi-am dorit un vâlnic propriu pentru această ie și eu cred că nu am greșit.